Nativii balanță și cei care au ascendentul în balanță. Săptămâna 19 august, 25 august, va aduce în data de 19 august, lună plină în vărsător pe teritoriul casei a cincea, pe teritoriul bucuriei de a trăi, a relației cu copiii, a relației cu iubirea dumneavoastră. Este momentul să faceți curat în tot ceea ce nu vă aduce bucurie și nu vă onorează în viața dumneavoastră. Acum să știți că culegeți roadele, la lună plină se culeg roadele și se face curățenie pentru a primi o energie de calitate, o energie prosperă, mai ales că la dumneavoastră această lună plină se formează chiar aici, pe casa prosperității, afirmării personale și a bucuriei de a trăi. În perioada 16-24 august vor fi câteva zile mai tensionate, deoarece se face un aspect tensionat în planeta, între planeta Jupiter și Saturn, un aspect de quadratură, în care se limitează expansiunea în tot ceea ce faceți. La dumneavoastră va fi chiar pe casa nouă, unde sunt proiectele de viață, unde sunt acțiunile dumneavoastră în tot ceea ce faceți pentru viitor, ca strategie. Bineînțeles că o să fie așa un gust ușor amar, pentru că o să vă simțiți limitați. Sunt doar câteva zile, o să treacă și eu m-aș focusa mult mai mult pe această energie a lunii pline în vărsător, care va fi pe casa a cincea, și un dialog frumos care va avea loc începând cu data de 22 august, când soarele intră în fecioară pe casa 12, unde va întâlni Venusul, care este tot pe casa 12, și aici are loc acel dialog interesant cu sufletul nostru și în loc să ne considerăm limitați în expansiunea noastră, mai bine ne ducem energia către acest dialog interior cu propria persoană și către acea bucurie de a trăi pe casa a cincea. Și iată că săptămâna 19-25 august o putem transforma dintr-o săptămână cu limitări într-o săptămână prosperă.